Dar voi ne mai iertați. Aș vrea să nu vă deranjez, nu vă supăr. Pe o parte vă supăr pe toți. Aseară mă uitam la televizor, era în reluare, azi noapte, probabil că sunt mai multe zi noapte, era în reluare o emisiune, se cheamă Viața spirituală, ceva genul ăsta, pe una din televiziuni. Foarte multe lucruri interesante. Unul care m-a zdruncinat, pentru că am trecut într-un moment că ăla și eu anul ăsta, spunea că toate se fac prin durere. Inclusiv readucerea la viață se face prin durere. Adică chestia aia care o vedeți la film când vine aia cu cele două fiare de călcaș cu un papier, e o durere pe care nu o poate suporta omul. Pe mine m-a anesteziat. Prima dată mi-a spus, mi-a zis, stai, știi că leșin de durere, mai vrem să trebuie să-mi facă ceva, nu mă scola din mă să fac ceva. Bun, asta e un punct de vedere. De asta v-am spus că aș dori să vă supăr pe toți ca să ne ajutăm puțin, să încercăm să ne resetăm așa, să plecăm la drum de undeva, la un reper fix. În primul rând, observați așa de nuanță, n-am venit la primul seminar dintr-un singur motiv pe care m-am și mărturisit. Nu mi-a plăcut titlul. Era ceva cu neomarxism. Din ce citisem eu, am recitit niște lucruri și mi-a confirmat, într-adevăr. Deci neomarxismul nu are nimic comun cu marxismul. A fost preluat ca neomarxism să prelungească denumirea unui idiot care a făcut și el o teorie la vremea lui și noi perpetuăm numele acum, că după neomarxism va veni supermarxismul și așa mai departe. Deci cu totul altceva, sunt alte aspecte, dar asta, cum zic eu, că o opinie este personală. Altă opinie, tot așa să vă zdruncim, când eram la Brăila și lucram la o societate, aveam un director care era inteligent și destul de bine în fir și mă duceam la el, era mai tânăr și spuneam, domnule, n-am cu tare, uite, l-am mai făcut, îmi dă, trebuie o mașină care m-a ajutat cu tare și povesteam spre el și la sfârșit spunea felul meu, bun, așa, și? Și iar o luam de la început, și domnule, și ala nu mi-a dat și nu mi-a făcut, nu mi-a bine, și așa, și? Îi întrebi o basculată și un excavator. Și ce nu știu de treaba asta? Ce trebuie să spui? O teorie? Nu știu ce. Iertați-mă, după ce ați spus aici toate lucrurile astea deosebit de adevărate, deosebit de interesante, primul lucru care mi-a venit în minte a fost bun. Și așa, și din păcate, ca de fiecare dată, părintele mi-a furat din idei și mai mi-a diluat ceea ce voiam să spun. A spus foarte multe lucruri. Inclusiv ăsta, dar îl mai sublinez și eu o dată. Toate astea sunt făcute de mic, nu știu cum, de diavol. Și ce vreți să fac mai? Să ne rugăm de diavol să stai liniștit? Păi nu, ăsta e rostul lui, el asta face. Adică trebuie, în cel mai rău caz, să-i spun, Doamne, bravo, ești bun, Doamne, ce-ți mai zic, jos pălăria. Înțelegi? Dar dacă tu ești bun, stai ușor să întâmplă ceva cu noi. Păi vreau să vă spun că creștinismul a doborât imperii. Ce spuneți dumneavoastră acum? S-a întâmplat Imperiul Roman. Exact așa era Imperiul Roman. Și a venit un apostol care a propovăduit ce a spus Hristos. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia. Și s-a dus cu cuvântul, nu cu televiziunea, nu cu puși, nu cu turul și așa mai departe, și a făcut la rândul lui alți apostoli și aia s-au dus și au propovăduit Evanghelia și au îndrăznit și au învins lumea. Exact cum a făcut Mântuitorul. Ce se întâmplă acum? Vine diavolul și ne cucerește de noi. Și noi stăm și ne uităm la el. Și spune, Doamne, adăugărăt ăsta. Nu cumva ar trebui să ne uităm puțin și la noi? Să vedem ce se întâmplă cu creștinismul, cu biserica, cu fiecare din noi? Citit, ieri am terminat o carte, vă rog foarte mult, căutați-o, vă implor și citiți-o. Se cheamă 20 de ani în Siberia. Este scrisă de o femeie din lângă Cernăuți, care are trei clase, a avut trei clase. Și a scris cea mai frumoasă carte recunoscută de toată lumea. Este cartea Anul, spune Liceanu, și mai departe, editată prima dată în
90 ceva, acum e la a treia ediție, mi-a picat și mie întâmplător în mână. Este o demonstrație practică a întregii Evanghelii. Când mai citim câteodată, spunem și povestesc Sfinții Părinți despre minunile care s-au întâmplat. Nu, asta e, nu că e o minune. Asta este un lucru, o viață a unui om care demonstrează ce înseamnă credința în Dumnezeu. Cum a salvat o femeie subiunită în Siberia, cu trei copii mici după ea, și a învins sistemul, a învins moartea, a învins tot ce vreți. Cum? Prin Dumnezeu, nu prin credință și prin Dumnezeu. Și în toată cartea ei nu spune niciodată câte mătănii a făcut, ce rugăciune a spus. Nu, m-am rugat lui Dumnezeu și niciodată nu mi-am pierdut nădejdea. Aș mai fi vrut să vă spun, dar devin plictisitor. Un singur lucru vreau să vă mai spun. Apropo de acest lucru, ce avem de făcut, hai să ne uităm la noi, încă o dată, fac. Asta e părerea mea. Mie, sincer să vă spun, nu mi-e frică de nimic de aici. Eu, tot ce văd și tot ce aud și tot ce citesc, nu are decât un singur lucru mă afectează. Mi întărește credința în Dumnezeu. Și mă face să fiu, cum zic eu, n-aș vrea să fiu, dar mă face să fiu mahabotnic. Mă doare când văd în viața bisericii niște lucruri, aud în biserică niște lucruri care nu aș fi vrut să le aud și n-aud niște lucruri pe care aș fi vrut să le aud. Hai să vă mai spun una ca să vă zdrunge și mai tare. Am plecat, părintele știe că sunt un rebel. Mi-am propus ca până la vară sau când m-a ajutat Dumnezeu, să fac un pelerinaj. Mai vin o duminică la Sfânta Liturghie la noi, într-o duminică într-o altă biserică. Am fost duminica trecută la altă biserică. Multe lucruri nu sunt diferite, adică nici prea mulți sfinți n-am întâlnit. În schimb, am întâlnit acolo o liniște în Sfânta Liturghie, care vreau să vă spun că în raport cu ce se întâmplă în biserica noastră la Sfânta Liturghie, Biserica Silvestru e un fel de stația de metro Unirii 1. Și dacă ar fi așa, nu mă refer la cei care vin, ci care îi cunoaștem și așa. E așa un întreg flux de turiști, deci călători, care nu știu ce. Și dacă tot este stația de metro Unirii 1, eu v-aș propune, hai să luăm taură de coarne și să închidem biserică. Spune, atenție, închid ușa la început Sfânta Liturghie. Da, da, da. Pentru că alte soluții nu văd. Există etate. Nu există. Ușile, să nu mă amintem ușile. Asta e altceva, părinte, dar noi să știți la fel de bine ca mine, că tot ne uităm la ăștia, acum ne uităm și la ăștia. Așa, ce fac nenorociții și Biserica Catolică, că spun, și în România am fost vreo două ori la niște, am intrat. Am asistat o dată la o slujbă, că a trebuit să o filmez, filmam pe vremea aia. Și acum am intrat așa de curiozitate. Deci în Bisericile Catolice, când încep, mai ales în Occident, pentru ce s-a fost, că dacă e slujbă în catedrală, nu-ți dă voie să intri. Dacă intri în, cumva de-ai intrat și ai început să-i spui lor, uite, la fac, vine unul și te duce și te dă afară. Deci nu e nicio jenă. Și vă mai spun că un lucru și închei. Citesc acum, ascult de fapt niște predici ale mai multor părinți, care ultima a fost a lui Rafael Noica. Și multe lucruri frumoase. Iar vă recomand să le citiți. Apropo de ce se întâmplă și ce trebuie să facem noi, spune, cereți-i lui Dumnezeu numai lucruri cu neputință. Nu cu cele cu putință, care le fac oamenii. Acum depinde cum le cerem, ce e în sufletul nostru și așa mai departe. Și încă un lucru, chiar pe încheie acum, încă un lucru care mă doare, apropo de ce simțim și ce facem și cum ne rugăm și cât de curați suntem și de buni suntem noi, venim, ne împărtășim, ne spovedim și ne ducem la Sfântul Altar și în Biserica Sfântul Silvestru, ceea ce nu se face în multe biserici, să spun cele două rugăciuni. Cred, Doamne, cine-i tare, cine de taină, că nu voi spune vrăjmașilor taina ta și nici sărutare nu-ți voi da ca Iuda. Și luați lucrul ăsta și vă rog foarte mult, frățește, vă rog, și
analizați-l și trăiți-l. Adică cum? Nici sărutare nu-ți voi da ca Iuda. Și luați-o de la cum se sărută icoana și vedeți dacă nu cumva o sărutați ca Iuda. Cum veniți în timpul slujbei și vă spovediți și plecați înapoi și nu rămâneți în slujbă. Și așa mai departe le veți descoperi dumneavoastră. Și pe mine încă o dată vă rog să mă iertați. Dacă n-am reușit să vă supăr, n-am reușit scopul. Mulțumesc foarte mult. Nu, n-ați reușit să scutuiți acest înainte de a da cuvântul autor, coautori, este aici domnul Paul Ghițiu, care este coautor al cărții, este nou profesor Ștefan Trăușan Matu, specialist în inteligență artificială și pentru că am vorbit despre asta, poate va spune câteva cuvinte. Este domnul Mihai Prepeliță, scriitor, care este și pe lista de autori propuși la Nobel. Este domnul profesor Costea Munteanu. Nu, n-am glumit. Este un prieten vechi și mulțumesc că a venit, domnul Mihai. Și înainte să încerc să răspund la ceea ce ați spus, eu nu pretind că am spus nimic original. Deci nu mi-aparține. Ideea de neomarxism nu este eticheta pusă de mine, sunt lucruri istorice, documentate, foarte clar, de sute de ani. Deci nu eu am spus că hai să numim neomarxism. Deci sunt preurând că Marcuse era neomarxist. Horkheimer, Adorno, mă rog, Wiesenbrund, Gheorghe Lukács, Gheorghe Lukács în primul rând, Gramsci, toți au fost marxiști. Punct. Fără niciun fel de dubiu. Deci ei s-au declarat marxiști. Gheorghe Lukács este super cunoscut. A scris estetica, a scris cărți de marxism. Este considerat cel mai inteligent marxist după Marx. Gheorghe Lukács, care a fost și ministrul guvernului Bela Kohn sau Bela Kühn, Bela Kühn, să știu, în budapă, s-a 1919, un marxist extrem de cunoscut. Deci nu puteam contesta faptul că toți acești autori pe care i-am citat din școala de la Frankfurt erau marxiști. Nu că nu aveau nimic în comun cu Marx, aveau foarte mult în comun cu Marx și, în primul rând, scopul, revoluția. Calea pe care ei o propuneau diferea de calea economică a marxismului clasic. Dar nu înseamnă că nu erau marxiști, vreau același lucru. Doar că pe altă cale, și se întâlneau și cu Engels de altfel, multe puncte importante din manifestul comunist. Deci, domnul Costea poate să confirme, specialist în economie și ei se despărțeau de Marx privind calea economică, propuneau o cale culturală, în sfârșit. Dar erau, fără discuție, în continuarea spiritului revoluționar marxist, doar că propuneau altă metodă. Deci dacă puteam să ne ridicăm puțin deasupra unei litere foarte înguste și să vedem că este marxism, chiar dacă nu e vorba de proletariat, dar e tot marxism, chiar dacă nu e vorba de mijloace de producție, ci de devianță și de morală și de familie, nu înseamnă că nu marxism. Deci, dacă depășim puțin aceste linii foarte înguste în care știm noi despre comunism, că l-am trăit 45 de ani, și dacă reușim să înțelegem și conceptual mai larg, vom vedea că e vorba totuși de neomarxism și care are legătură cu scopul marxismului, care era revoluție. Asta este fără niciun fel de dubiu. Sigur că sunt diferențe, nuanțe. În rest de ceea ce ați spus, nu cred că se referă direct la ceea ce discutăm aici, așa încât poate părintele vrea să mai spună ceva. După alte intervenții, voi mai... După alte intervenții. Domnul Ghițiu? Veniți aici în față, ca să fiu mai ușor și cu filmare. Dacă tot nu se încume pe nimeni. Mulțumesc. Da, marxismul, ceea ce se numește neomarxism în prezent,
de o bună bucată de timp, are și niște legături ideologice cu marxismul, pentru că și la socialiștii utopici și, pe urmă, la socialiștii germani, la Marx și Engels, găsim foarte multe din temele discutate aici legate de femeie, familie, femeia care trebuie să se emancipeze, femeia și copiii care sunt proprietatea bărbatului, care trebuie să fie eliberați, eliberarea sexuală, care a fost și încercată și în Rusia imediat în 1917. Gheorghe Lukács a încercat-o în Ungaria în cele 6 luni cu educație sexuală. Deci toate lucrurile acelea erau. Existau și atunci, numai că atunci a fost accentul pus mai mult pe partea asta proletară, economică, să spunem. Dar ele erau, făceau parte, pentru că la rândul lor sunt, de fapt, mult mai vechi. Și pentru că se discuta și suntem într-o perioadă, și domnul Durlău a amintit pe la început, și suntem într-o lună în care se discută mult despre Revoluție, despre Revoluția, dacă a fost Revoluție sau nu în România, dacă a fost lovitură de stat. Orice Revoluție este o lovitură de stat reușită, zice că a spus Hegel. Eu sunt de acord, am și demonstrat lucrul acesta. Sunt anumite caracteristici pe care le poți ușor găsi ale unei revoluții care arată că, într-adevăr, este o lovitură de stat, dar mai mult decât atât. Noi, de fapt, ne găsim într-o revoluție continuă și într-o revoluție mondială și permanentă. Nu știu dacă greșesc, dar chiar de curând am găsit această trimitere, mi-a venit această idee, să zic așa, sau nu știu cum să-i spun, că nu e mare idee, dar că, de fapt, Revoluția a început, și aici este exact ce a spus părintele, numai că spun altfel, Revoluția a început în Rai. Am și scris acum un text, Revoluția a început în Rai, pentru că prima tentativă de revoluție și de lovitură de stat a fost cea în care diavolul i-a convins pe Adam și Eva că să lase, să treacă să se revolte, să treacă să pe Dumnezeu și să fie la fel ca Dumnezeu. Practic, de atunci a început și comunismul și libertate, egalitate, fraternitate, pentru că libertate, egalitate, fraternitate din Revoluția franceză sunt, de fapt, decăzute din nelibertatea lui Dumnezeu. Și atunci oamenii au avut o altă libertate, alta decât cea dată de Dumnezeu, egalitate cu Dumnezeu, normal că, pe urmă, îl puneau la colț, asta era ceea ce se întâmplă acum. Deci Revoluția e permanentă, e continuă, e mondială și e permanentă, ceea ce noi, lumea trăiește ca revoluții cu denumirea care s-a încetățenit de câteva sute de ani, pentru că n-a fost dinainte, de ca revoluții sunt doar, sunt manifestări locale, punctuale, ale acumulărilor unor tensiuni și ale explodării acelor tensiuni. Momente în care ei slujbașii diavolului, pentru că ăsta este foarte bine spus și domnul, ei fac resetări mai masive ale societății. Și așa că și Revoluția Română a fost o bucățică din asta, nici Revoluția Română nu s-a terminat, noi suntem acum, de fapt, într-o perioadă de radicalizare și de finalizare a ei, a ceea ce, dacă ne uităm și la Revoluția franceză, cea bolșevică, niște etape, etapa de început, pe urmă este o etapă radicală, moderată, după explozie este o etapă moderată, apoi cea radicală, teroarea din Revoluția franceză, teroarea din Revoluția bolșevică și, pe urmă, că ele continuă. Noi suntem într-o revoluție, trebuie să nu uităm, să trebuie într-o revoluție continuă a diavolului. Iar legat de discuția dacă Huxley sau Orwell au avut dreptate, părerea mea este că amândoi au văzut bine. De ce? Pentru că în acest moment, de fapt, se cam termină cu faza soft. Ei consideră, sunt destul de sigur pe ei, că au manipulat majoritatea, au sub control,
prin viitorul, sunt sigur, prin generații pe care le vedem și la noi, că deja sunt scăpate de sub control, în cea mai, sub control în cea mai mare parte de sens, și atunci, practic, perioada asta cu a persoasiunii și funcționează în continuare, pentru că mai e nevoie și, dar în același timp să ne gândim că așa, deja se bagă, există echipamente care îți fac scanarea și văd tot ce sunt în China, dar sunt și în, sunt și în California și sunt în, în curând vor fi aplicate probabil pe scară largă în din motive de securitate sociale, din motive de antiterorism, pentru că toate astea așa sunt și folosite. Și există, deci, această posibilitate de a, de a te controla. Și dacă ești prins cu cea mai mică ieșire din regulile lor normal, nu regulile, imediat ești sancționat într-un fel sau altul. Deja funcționează, funcționează justiția care te condamnă pentru, pentru islamofobie, homofobie, genderofobie și pentru orice altceva. Deja copiii sunt luați dacă tu n-ai voie să le arzi. Deci astea sunt, da? Există deja, există softuri și echipamente care pot să-ți evalueze destul de bine gândurile, de fapt gândurile, atitudinea ta față de ceea, de ceea ce ți se impune și pe baza asta, deci pot să știe de, deja și ce gândești și să te, să te sancționeze pe poliția gândirii, pe poliția gândirii. Există și mai este încă un lucru care se va aplica, a început să se aplice, anume venitul minim garantat, care din moment ce, ce înseamnă, care zice așa, toată lumea primește 2000 de euro. Deci, nu, muncești, muncești, primești 2000 de euro. Pentru că oricum se va automatiza, se automatizează rapid totul și primești 2000 de euro. Primești 2000 de euro. Problema este că îi primește numai cine e cu minte. Cine nu e cu minte, nu mai primește niciun bani. În momentul ăla, nici sub pod nu vei mai sta. Pentru nu mai e ce face. Deci, ori ești cu minte, ori mori. Mori. Casă nu, totul este, totul e pe carturi, totul e electronic, totul va fi, tot. Deci tu nu mai ai nicio șansă. Sunt mijloace de, deci există, practic, și aplicarea hard. Eutanasia. Eutanasia este deja acceptată și implementată în vest foarte, deja pe scară largă, dar de ce nu s-ar implementa o eutanasie în scopuri de securitate socială? Adică cine nu e așa, societatea trebuie să fie apărată, nu? De cine? Acum câteva și tradus, am dat și asta, în unde? În Statele Unite? În Statele Unite. Deja a apărut case, a apărut o formulă de casă cu și o lege care, care intră în vigoare în 2020, că poate să nu se facă nici incinerare, nici îngropare, ci cei morți, cadavrele, să fie duse în niște case funerare speciale, unde ești transformat în îngrășământ. Și iată ce, ce folos se obține de pe, de pe urma ta. Îngrași câmpul, îngrași grădina, îngrași nu știu ce, iată, este o fertilizare cu cei care sunt dăunători social. Păi, dar e un lucru bun. E un lucru bun. Nu mai facem îngrășăminte care, nu, iată, sintetice. Îngrășăm. Deci lucrurile merg rapid în sensul ăsta. Și ele rapid vor fi aplicate. Ele rapid vor fi aplicate. Nu mai știu ce mi-am mai notat pe aici. Ah, nu ne temem. Nu, apropo de ce spunea domnul dinainte, nu, aceste prezente nu sunt, pentru că ne teme, ne speriem, avem coșmaruri. Ne doare, sincer, adică cred că e un sentiment comun, ne doare pentru cei care cad în capcanele astea, pentru copiii care vin și care sunt aproape din
din cauza tuturor mijloacelor, din cauza tehnologiei, sunt aproape fără apărare, din cauza acestei întregi campanii. Ne doare, ne sfâșiem, dar nu ne speriem, nu ne frică. Trebuie să se le prezentăm, pentru că ele trebuie spuse, trebuie afirmate, că trebuie să ajută, pe unii ajută să se trezească, trebuie să ne trezim un... Asta este scopul acesta. Nu ca... Da, bun, e adevărat că nu acolo e soluția, dar poate că soluția mulți nu o găsesc dacă nu află lucrul ăsta. Nu știu ce mai notat, pe aici așa am vorbit deja prea mult. Da, bun, vă mulțumesc, am vrut să fac câteva completări la cele spuse de... Mulțumesc! Da, eu sunt, cum spunea domnul Berlou, profesor de inteligență artificială și, în primul rând, voiam să spun apropo de familie și de Marx, de mult de tot, și că am fost curios și am citit Manifestul Partidului Comunist. Și dacă nu mă înșel, știu că chiar acolo spunea că familia e ceva burghez, că nu trebuie să mai fie familie asta, deci nu e ceva nou. Bun, acum, revenind la inteligența artificială, aici ar fi foarte multe de spus. E o modă acum, e o nebunie întreagă peste tot, se vorbește de inteligență artificială, strategii naționale, europene. E adevărat că au fost, în ultimul timp, tehnologii vorbind, foarte multe avansuri. De exemplu, eu tot dau ca exemplu Google Translate, pe care, adică mulți l-ați folosit, și care e util, dar pe de altă parte ilustrează și limitarea inteligenței artificiale. Uneori e total aiurea traducerea. Și... Dar e mai bună, s-a îmbunătățit. Da, el învață, deci sunt tocmai că este. Acum e foarte la modă, spune de deep learning, învățare adâncă. Sunt tot felul de programe de învățare care învață din experiență, cum ar fi. Dar ea are clar niște limitări. Aici foarte bine a spus domnul Derlou, a amintit ce spunea și Adrian Lemeni legat de teorema lui Gödel. De fapt, teorema lui Gödel a fost o consecință a mulți ani, sute de ani de... Ideile sunt vechi, cu logica matematică, de la Raimundus Lullus chiar, în 1200-1300, Leibniz, care voiau să facă un limbaj universal, logic, în care să deduci toate adevărurile din lume. E adevărat că Lullus pleca de la atributele lui Dumnezeu și încerca, prin combinarea atributelor lui Dumnezeu, să obțină toate adevărurile din lume. Leibniz și el voia cam același lucru. El a fost fascinat, apropo, și de China, de scrierea ideografică. Și ulterior, inclusiv Bertrand Russell a fost unul din cei care voiau să fundamenteze matematica pe bază logică. Asta în contextul în care, prin secolul XIX, matematica pentru mulți devenise un fel de nouă religie. Deci, cumva, că nu mai e Dumnezeu, e matematică, totul putem să exprimăm în matematică. Și atunci am încercat să vadă până unde se merge și s-au lovit de paradoxuri. Au ajuns la niște concluzii care, în primul rând, ajungeau la un circul infinit, de gen, cum e în paradoxul mincinosului, dacă știți celul care spune, eu mint. Și ce spune? Spune adevărul, că mintea înseamnă că minte, te învârți în cerc. Aporie. E o aporie. Deci Bertrand Russell cu Frege au vrut să construiască matematica pe bază logică. Au ajuns la paradox. După care a venit Hilbert și a zis, nu, matematica e un joc formal. Și Hilbert a fost un nume genial, extraordinar în matematică, dar după ce a terminat ceea ce își dorea, a lucrat zeci de ani, a apărut Gödel și a spus că chiar aritmetica, care să zicem, e cea mai simplă parte a matematicii, dacă o construiești formal, ajungi iar la ceva de gen paradoxul mincinosului. Asta, de fapt, esența teoremei lui Gödel, că este o propoziție care e corect dedusă formal, dar care e nedemonstrabilă. Și asta arată limita, practic, a raționamentelor acestea bazate pe
fundamentare a matematicii ca logică, ca un sistem formal, și de fapt limitarea în general a formalismului. Deci și Russell și alții, școala de la Viena, tot așa, care sperau că totul poate fi descris în logică. Iar inteligența artificială, de fapt, este o continuare a acestor idei. Acum, ce nu are? Inteligența artificială nu are, nu există creativitate, nu există intuiție, nu există înțelegere. Deci, e practic un automat, o mașină. Spunea foarte bine un profesor, Terry Vinograd, care chiar a fost un mare specialist în inteligența artificială și apoi a devenit un critic. Inteligența artificială este ca un birocrat care aplică niște reguli și nu are empatie. Deci nu. Noi oamenii, un om normal are empatie. Când vezi pe cineva că suferă, dacă ești normal, te dorești pe tine sufletul. Vezi pe cineva că, eu știu, a pățit ceva. Inteligența artificială nu. Și aici, cum spuneam, ar fi multe de spus. Da, pericol, sunt pericole, clar. Chiar Google Translate sau alte astfel de instrumente sunt acele, nu știu dacă ați auzit, adică știți, mai ales de Siri și alte agenți de ăștia conversațional, care poți discuta cu ei și, nu știu, cauți ceva, îți răspund. Chiar și la televizoarele inteligente există. Dar acum vreo 3 ani, Microsoft a lansat un astfel de agent care l-a pus pe Twitter și l-a oprit după 16 ore. De ce? Că începuse să converseze și să vină cu idei naziste, tot felul de astfel. De ce? Pentru că ăsta învață, pleacă de la, nu știu, dialoguri care au fost pe internet și învață și repetă acele lucruri. Și bineînțeles că aici nu există discernământ, ideea de bine, de rău. E adevărat că au încercat, până au adus alt sistem cu niște reguli care, dacă, eu știu, să apar discuțiile astea legate de political correctness, spune, bun, eu nu mă bag. Da? Dar asta nu e o soluție. Și pericolul e artificializarea limbajului, pentru că limbajul este esențial, da? Logosul. Și Google Translate și alte sisteme de genul ăsta, de fapt, cum spuneam, sunt niște automate. Și marele pericol este, cum spunea cineva, nu e problema că, eu știu, pericolul nu e că va fi mașina să vorbească ca un om. Pericolul e că vom vorbi noi ca niște mașini. Deci, sunt... Da, eu tot sunt optimist, cum spuneam, și că totuși, până la urmă, există un Dumnezeu și inteligența artificială a mai fost. Eu când eram student, era tot așa o nebunie, generația 5-a de calculatoare, sisteme expert, după care a venit o iarnă a inteligenței artificiale. Și acum se speră foarte mult, foarte bine ați spus de transumanism, postumanism, de asta spune, ne punem eu într-o mașină și trăim la nesfârșit. Mind uploading. Da. Deci asta, da, noi suntem doar, eu știu, faptul că vorbim sau asta. Aici e clar că dacă suntem creștini și asta e o absurditate, pentru că nu există. Noi avem suflet, avem ceea ce, astea nu pot fi cum pui sufletul într-o mașină. Suntem chipul lui Dumnezeu. Aici este analogia asta care e foarte superficială, zice că ai hardware și software, că hardware e calculatorul, partea fizică, și software e suflet. Dar aici sunt speculații, adică e o exagerare, nu este... De fapt, software sunt niște... E un program scris tot de un om, niște ordine date, niște pași care sunt scriși de un om, nu e un suflet. Da? Și sunt exagerări și pentru că sunt bani mulți în joc. Și, cum spune americanii, buzzwords, deci ca să iei bani pentru un proiect, spui apoi voi face nu știu ce și asta. Dar pericolele sunt, da? Și trebuie să fim, și să nu ne artificializăm, că de fapt ăsta e pericol. Da? Este inteligența artificială, adică trebuie văzută și sub perspectiva cealaltă, că e o artificializare a inteligenței, da? E ca și cum ai avea un surogat. Iar pericole mari, cum spunea și domnul înainte,
Sunt, de exemplu, rețelele sociale și aici, Facebook și toate astea, există și sunt, de asta sunt și acuzați, că folosind tehnici de asta de inteligență artificială, poți să vezi ce gândește cineva. Uneori vezi și ceea ce nici tu nu ești conștient. Sunt sistemele de recomandare, recommender systems, care sunt foarte utile. Ați văzut că cumperi ceva la online și spune, domnule, dar n-ai vrea să cumperi și asta, că ți-ar fi util. Ideea la care pleacă spune că tu poate nici nu ești conștient ce dorești și îți recomandăm noi ceea ce îți dorești. Da? Asta ar fi multe destul, dar sper că n-am vorbit prea mult. Da. Ridicați-vă, așa, veniți în față. Ridicați-vă și veniți în față. Eu trăiesc în lumea asta digitală și în social media, deci vă pot povesti lucrurile din interior. Există pe Instagram influencer care sunt creații din inteligența artificială, deci sunt desenați trupe sau persoane, nu persoane, oameni, chipuri, care cântă, se îmbracă sau vorbesc. Ei nu există în realitate. Sunt doar niște desene și au followers, adică au urmăritori, cum se spune în Instagram, cu milioanele. Bat oamenii reali, pentru că sunt perfecți. Spun ceea ce trebuie să spună, arată exact așa cum ar trebui să arate, sunt realizați pe baza unor concepte și a unor studii de dezirabilitate, făcute cu oameni real. Cum ți-ar plăcea să arate o fată, cum ți-ar plăcea să arate un băiat, ce ți-ar plăcea să spună, ce ți-ar plăcea să nu spună, cum ți-ar plăcea să cânte. Și din toate aceste programe au ieșit aceste desene care fac pe Instagram furori. Nu numai că fac furori, dar există retailer sau există clienți de publicitate care fac contracte cu asemenea desene, bineînțeles sunt mandate de către o companie, au identitate, și fac contracte de publicitate de milioane de euro, sugerând diverse produse de cumpărat, haine, bijuterii, parfumuri, produse cosmetice și așa mai departe. Eu lucrez în Instagram și mă uit foarte mult la acest mecanism, care este un mecanism care crește în fiecare zi, din ce în ce mai mult, apărând pe lângă Instagram și acest TikTok, care este o rețea mult mai puternică decât Instagram și care are ajuns 1 miliard de utilizatori și care se adresează tinerilor de 16, 17, 15 ani. Sunt doar tineri acolo. Și care au dreptul să facă doar videouri de cel mult 5 secunde sau așa ceva, câteva secunde. În aceste câteva secunde, ei trebuie să facă o acțiune, să spună un lucru, să creeze un eveniment mic de 5 secunde și care aduce sute de mii de vizualizări. Acești copii trăiesc prin intermediul acestor aparate. Nu se mai poate face nimic. Dar am auzit aici în biserică două lucruri care m-au marcat. Unul, că este inteligența artificială, nu înțelepciune artificială. Și doi, Sorin Mihalache, care a spus, dacă Dumnezeu a îngăduit evoluția tehnologiei, atunci va îngădui și apariția unui oameni providențial care o vor schimba. Pe de altă parte, a fost o prezentare a lui Yuval Harari, care a povestit despre omul care se va vrea Dumnezeu. Și omul devine un fel de Dumnezeu, numai că spre deosebire de Dumnezeu, când are libertatea de a face orice, nu știe ce anume să facă din acel orice. Deja suntem prin protezare, prin medicină care ne prelungește viața, am devenit un fel de oameni bionici. Avem proteze, tatăl meu are o proteză în interior, mama mea a fost operată de un cancer în inimă. Se pot prelungi viețile, dar rezultatul este că vom trăi mai multă vreme, dar vom trăi mai multă vreme bătrâni. Și atunci, inteligența artificială va avea rolul de a face o viață mai bună. Asta este partea ei bună. N-aș vrea să o împingem într-o zonă care se condamnă definitiv. Pericolul însă îl reprezintă faptul că umple golurile din inimile și din sufletele tinerilor, care, paradoxal, cu cât sunt mai implicați în aceste rețele sociale, Facebook-ul deja este perceput ca fiind al părinților sau al bunicilor. Deci media de vârstă pe Facebook este mult mai mare.
Instagramul e media, iar TikTok-ul este cel mai mic. Și categorii vor mai apărea asemenea rețele sociale. N-aș vrea să o condamnăm decât în măsura în care, cu cât sunt mai mulți implicați, cu atât singurătatea lor este mai mare. Acești copii folosesc toate aceste canale pentru a vorbi, pentru a scrie mesaje, resultate, cuvinte care sunt, hăcuite, sunt comprimate în două litere, dar nu mai vorbesc în realitate unii cu alții. Se ajunge din acest gol interior la o nevoie de a avea un partener, partenerul ideal care nu ridică probleme și acela va fi inteligentul artificial creat special pentru a ține loc omului de lângă om. Aici mi se pare a fi criza cu adevărat grea a faptului că oamenii nu-și mai găsesc partenerul. Da. Mulțumesc, Cristina. Te-a trimis-o Dumnezeu acum câțiva ani. Mulțumesc Dumnezeu că a trimis-o la biserică. Vă rog să vă mulțumesc după aceea voi te. Domnul profesor Trăușan avea dreptate și, într-adevăr, riscul artificializării este foarte mare și, pe lângă asta, cum a spus doamna Cristina, riscul este ca pentru că aceste ideologii, practic, ele devin ideologii dincolo de tehnologie, sunt folosite în sens anticreștin. Deci, ele sunt ca argumente aduse în sensul evoluției și contra credinței creștine. Și cum spunea domnul Țat, dumneavoastră aveți o credință de nezdruncinat. Dar nu sunteți targetul lor. Targetul lor sunt tineri. Și aici e problema. Acești copii de care spunea doamna Cristina, acești tineri de 10, de 12, 15, 16 ani, acolo este terenul vulnerabil și de aceea biserică vedeți că ar fi bine să fie cât mai mulți tineri și foarte tineri, tocmai pentru că acolo e problema. Deci nu la generația noastră care, să zicem, avem o credință întemeiată, știm ce și de ce credem, dar acești copii sunt extrem de vulnerabili și tehnologia riscă să se acapareze Eu mi-asum să spun că nu, noi suntem vulnerabili, că îi lăsăm pe ei victimele acestei. Deci, pare rău că eu am vrut să trag un semnal de alarmă și poate am fost prea subtil și n-am fost. Pentru că noi suntem vinovați. Trebuie să avem un limbaj care să ajungem la ei. Exact. Un limbaj pe care ei să-l accepte, un canal de comunicare pe care să ajungem la ei, pentru că nu acceptă orice canal de comunicare, preferă aceste mijloace, rețele sociale și inteligența artificială, sigur, este sau transumanismul sau altceva. Sunt o mulțime de filme de tipul ăsta. Sunt zeci și zeci de filme care prezintă androidul, cyborgul ca aproape uman sau mai uman decât omul. Și se îndrăgostește și e altruist și se sacrifică pentru echipaj și face tot felul de lucruri mai umane decât un opticălos care... Deci, el e prezentat ca extrem de umanizat, capabil de sentimente, de dragoste, de altruism, de jertfă, de empatie. Deci, sigur că el nu are conștiință și a spus foarte bine doamnă profesor Trăușan. Nu au conștiință și de sine și... Însă, ficțiunea este prezentată în așa fel încât copiii cred aceste lucruri și nu mai au niciun fel de deschidere către creștinism. Domnul Mihai Dorăț. Eu de obicei vorbesc mult, dar promit că voi vorbi astăzi mai puțin ca formă de revoltă, într-un fel, o revoltă personală. În primul rând, apreciez această deschidere a Sfintei Biserici. Recunosc, n-am mai fost de la plecarea la cele veșnice a părintelui Galeriu, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Eu lipsesc foarte mult din țară, deși sunt român, m-am născut român, este o pedeapsă pentru cei care ne-am născut departe de frontierele actuale ale României. M-a atins la inimă și la suflet domnul care a vorbit primul,
amintind și entuziasmat, vorbind abia acum, 30 de ani, a descoperit cartea Aniței Nandriș. Suntem aproape consăteni cu Anița și eu sunt bucovinean, din familie de bucovineni români din nordul Bucovinii, corect este nordul Bucovinii și nu Bucovina din nord, nu există două Bucovine, însă trebuie să recunoaștem că se întâmplă ceva grav cu neamul nostru, cu neamul românesc. Nu sunt eu cel care constat acest lucru și nu sunt eu cel care judec sau ar trebui să judec. Chiar dacă am încercat în multe cărți, în peste 90 de cărți, să îmi explic în primul rând mie, ca scriitor, în calitate de scriitor, pictor, om de teatru, dar în primul rând călător prin spațiile unde mai sunt români și unde vor fi. Posibil întotdeauna vor fi. Când am venit primii ani în țară, și am adus cifrele, datele concrete, le-am depus în fața guvernanțelor, a miniștrilor, a președinților, că noi în actuala Rusie, în Federația Rusă, avem 1 milion de români în cumplită suferință și nimeni nu și-a asumat răspunderea, iată, 30 de ani nu s-a elaborat o strategie de revenire acasă, cel puțin pe calea visurilor acestor români. Deci noi trebuie să privim lucrurile în mod foarte real și cu această... Deci eu înțeleg că astăzi conferința este o temă concretă și apreciez în mare măsură că Biserica practică această deschidere pe lângă Sfânta Liturghie. În felul acesta vom încerca să răspundem ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu neamul românesc. Eu care stau de 50 de ani, sau poate chiar mai mult, am 72 de ani abia, arăt de 80, dar în clipa în care Mihail Gorbaciov a constatat că s-a încheiat războiul rece, în acea clipă s-a declanșat războiul apocaliptic. Ceea ce se întâmplă cu noi, ceea ce astăzi atât de profesionist, colegul meu, prietenul, că îl cunoaștem de 30 de ani, Andrei Dârlău, este alarmat. Este acest punct tragic al gândirii noastre de ceea ce se întâmplă cu noi, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și e cu adevărat această deschidere a bisericii absolut necesară. Noi, eu frecventez precupieții noi, acolo am fost, așa, nu știu cum, primit, poate încă de pe timpul Părintelui Cosma, care venea din Basarabia și a slujit 54 de ani acolo. Poate că încă mai vin puțini, dar vin cei care au revenit din Basarabia, din Bucovina, din Ținutul Cherței. Și mă bucur acolo prezența deosebită, chiar mă atrage. Cum vin la București, eu merg la precupeții noi, fiindcă acolo slujește și ține predici extraordinare Părintele Gheorghe Holbea, profesorul. Într-un fel, eu văd această activitate, chiar am și vorbit și cu Părintele Holbea despre prietenul Andrei, și mă bucură această comunitate în gândire. Noi nu trebuie să umblăm cu partea cea tehnică la conștiința omului. Copiii noștri sunt creaturile, deci creațiile noastre. Trebuie să ne asumăm noi acea răspundere, acea parte de necredință pe care noi le-am oferit-o. Este greu să revii la credință, încă o dată vorbesc de experiența mea din Rusia și în prezent, nu de mult, în septembrie am revenit abia din Rusia, stau cel puțin 6 luni pe an acolo, dar nu mă limitez la
cercetare, la documentare, ce se întâmplă acolo, că eu nu stau la Moscova, stau la țară, merg dincolo de Volga, mă interesează evoluția și reîntoarcerea la credință. 70-75 de ani, acest popor, acest imperiu, deci a fost îndepărtat de credință. A fost, deci, ca și aici, în țară, deci miile de părinți, de preoți care au făcut închisorile, în Rusia s-a întâmplat însutit, înmiit. Și totuși, după 70 de ani de ateism, de gulag, la ora actuală, în ultimii 10, 15, 20 de ani, acest popor care era spre dispariție, dacă să luăm din punct de vedere a dispariției credinței, este la un nivel de renaștere, de întoarcere, de întoarcere la credință, nu fac aici deci, portretul poporului rus și nu vreau să... Dar și cu asta vreau să închei, să nu ne alarmăm, să ne concentrăm mai departe spre credință, să venim la biserică, să ne creștem copiii în credință și să avem, să ne rugăm Bunul Dumnezeu să ne ajute în această lucrare, atât preoții, cât și scriitorii. Scriitorii, de fapt, cei adevărați, sunt puțini scriitori. Toată România scrie cărți, dar aceștia sunt doar autori. Iar scriitori sunt foarte puțini, dacă sunt 10-15. Eu încă nu mă socot printre ei, fiindcă eu sunt, în primul rând, biling, român-rus și nu rus-român. Dar am încredere și sunt absolut optimist, așa, în conștiința, în ceea ce, fiindcă Bunul Dumnezeu nu ne va lăsa să ne pierdem, hai să spunem, mințile și să lunicăm în hăul cel fără de întoarcere. Și am început cu războiul apocaliptic și închei. În felul meu de a gândi și cercetările mele, documentarea mea și în lumea catolică, merg în Polonia sau merg în Caucaz, 2 ani în urmă a fost în Georgia și am înțeles că lumea nu este pe calea Perzaniei. Totul depinde de noi, totul depinde de intensitatea, de credința noastră, intensitatea credinței. Și numai Bunul Dumnezeu ne va salva și din acest război apocaliptic. Și mulțumesc bisericii părinților, mulțumesc fratele cu Andrei, care înțelege ce se întâmplă cu noi și încearcă să ne lămurească. Mulțumim și eu, mare onoare pentru noi să vă avem în locul nostru astăzi. Spuneam mai devreme că dacă vreți să interveniți, vă rog acum. Mă iertați, nu vreau să vă auzesc de timpul noastră, dar mă gândeam că... Veniți în față, vă rog. Sau mai bine aici. Mă gândeam că rețelele sociale sunt doar locale de adresare a sufletului tinerilor și cu miza mare. Mai sunt și altele și negreșit. Aici trebuie să avem în vedere sistemul de învățământ, educația. Și putem să vedem că se petrec lucruri chiar sub ochii noștri în legătură cu acest fapt, cu acest asalt la nivelul educației. În cazul nostru, educația prin sistemul de stat, învățământ de stat. Și vreau să vă, mă refer în cazul nostru, al României. Vreau să aduc în atenția noastră, poate nu știți, poate știți, eventual dacă știți să comentăm puțin, o recentă luare de poziție a Academiei Române prin biroul prezidiului său, care include pe președinte și pe cei 4 vicepreședinți și... Microfonul mai aproape de vreo. Și președintele, vicepreședinte și pe secretarul general al Academiei Române. E o luare de poziție, un punct de vedere dat public cu câteva zile în urmă, până spre decembrie.
în legătură cu unele aspecte ale învățământului pe Universitatea din România. Și cred că problemele care indică această luare de poziție, acest punct de vedere, ilustrează canalele prin care se încearcă folosirea educației prin învățământul de stat în configurația dată de marxismul cultural și de această reconfigurare a normalității. Și vă solicit puțină răbdare ca să urmărim componentele acestui punct de vedere și modul în care putem decela maniera sub care se încearcă infiltrarea acestei reconsiderări a normalității la nivelul educației școlarilor. Acest punct de vedere vorbește clar despre existența unor presiuni conjuncturale în fața cărora întâi să cedăm, care sunt derivate, se spune, dintr-o percepție pripită asupra schimbărilor din societatea contemporană și care sunt lipsite și de o întemeiere profundă și riguroasă. Și nu întâmplător, cred că se vorbește despre presiuni. Încă nu sunt încifrate în reglementări legislative, dar ele premerg acestei direcții. O primă problemă e ceea ce numim că ar fi evidențierea atacului asupra tradiției. Și aici se spune despre o presiune de a introduce noi discipline școlare, ceea ce în sine nu este o problemă, dar în detrimentul celor vechi, clasice, fie prin eliminare, fie prin diminuarea rolului acestora. Deci este o primă cale. Bunoară, protecția mediului, combaterea poluării, educația financiară și bancară, educația civică, nutriția sănătoasă, educația igienică și educația sexuală, circulația pe drumurile publice, există o presiune, se evidențiază aici, de a introduce aceste discipline noi, alungându-le sau diminuând rolul celor clasice. În condițiile în care, foarte bine, spre exemplu, protecția mediului și combaterea poluării ar putea fi incluse într-o disciplină clasică, convențională, tradițională, cum este geografia, sau educația financiară și bancară în cadrul științelor sociale, sau educația civică și constituționalismul la istorie, nutriția sănătoasă, educația igienică și educația sexuală, biologie și așa mai departe. Deci nu se apelează la această cale firească, ci scopul este de a ataca tradiția, disciplinele clasice, înlocuindu-le cu aceste discipline lipsite în ultimă instanță de substanță. O altă presiune pe care aș echivala-o cu un fel de asalt asupra conceptualizării și teoretizării se referă la faptul că se urmărește eliminarea sau reducerea drastică a teoriei în favoarea susținerii depinderilor practice. Și aici este o miză extrem de consistentă, de mare, cu cât știm că în limbajul curent se spune teoria ca teorie, dar practica ne omoară. Această locuțiune colocvială ilustrează faptul că la percepția comună, la nivel percepției comune, teoria nu este folositoare, încât miza înțelegerii și acțiunii o reprezintă practica. Deci, practica mă moară. Ca să fiu un bun practician, degeaba am teorie, degeaba cunosc teorie. Teoria ca teorie, dar practica mă omoară. Și atunci, pe această filieră, se caută alungarea teoretizării, conceptualizării și reducerea doar la dimensiunea susținerii depinderilor practice. În sine, lucrurile nu stau așa, fac o mică paranteză, există un filozof al științei, Mario Bunge, un argentinian, care spune că cel mai practic lucru este să discuți de o teorie bună. Deci nu poți să fii un practician bun dacă nu ești asumat
și nu să punești o teorie, o teorie bună. În această percepție, acest punct de vedere, se argumentează că cele două trebuie să fie îngemânate într-o sinteză armonioasă. Și dacă nu se procedează așa, și teoretizarea este alungată prin dobândirea de printr-o practică, adică alt poate unde practica se face în detrimentul teoriei, atunci rezultatele pot să ajungă să fie dezastroase. O altă presiune la care se referă acest punct de vedere, aș numi-o cea care are în vedere efortul de marginalizare a disciplinilor umaniste. Într-un fel, aș interpreta acest lucru ca fiind o pregătire pentru transumanism pe calea învățământului, educației prin învățământul public. Și în acest lucru, presiunea care se referă punctul de vedere are în vedere reducerea numărului de ore de la discipline umaniste și științele sociale. Ceea ce, ca pericol, ilustrează riscul de a transforma conștiința socială în tabula rasa, adică ștergând o experiență, întreagă experiență de viață a omeniei și de constituirea unor identități iluzorii, se zice, fiind evidențiat și riscul ca această tentativă să repetite încercări de destrămare a identității etnice. Și sunt decelate aici câteva pericole care decurg din această presiune de diminuare în mod sensibil a rolului disciplinelor umaniste și sociale. Voi urmă foarte, foarte succint. Ce s-ar afla în pericol aici? S-ar afla în pericol o cunoaștere aprofundată a limbii și literaturii române, corelată cu tendința ca învățarea literaturii să nu facă prin prisma istoriei literaturii, ci după opțiunile și gustul propriu al profesorului, poate cuvinte să fie evitate canoane literare și opere clasicilor, ca puncte importante de reper pentru studierea literaturii. S-ar afla în pericol studierea terminica gramaticii, avându-se în vedere separarea studiului limbilor de gramatică și de literatură. Deci, studierea limbilor trebuie separată de gramatică și de literatură. Poate cuvinte să înceapă ocolirea regulilor de gramatică pe ignorarea operelor literare în favoarea oralității și a limbajului colocvial. Un alt pericol care se poate decela de aici este această idee de reducere a orelor de istorie cu scopul asigurării educației globale și pregătirea viitorilor cetățeni europeni, astfel încât identitatea europeană să nu poată fi obținută, să fie obținută prin distrugerea identităților naționale și, din potrivă, prin fortificarea lor. Poate cum se vizează dobândirea acestui statut de cetățeni european prin distrugerea identității naționale, care, de fapt, trebuie să fie obținută prin fortificarea acesteia. Un alt pericol care este sezizat în această presiune este aceea că memoria nu trebuie cultivată în școală și că elevii nu au nevoie de cunoștințe, ci de metode de aplicabilitate practică. Și, în fine, în această enumerare care am încercat să o realizez, se urmărește, atât în societate, cât și în mod particular în școala contemporană, de la noi, diminuarea în mod îngrijorător a cultului muncii, impunându-se ideea unei minime rezistențe.
Riscul, și cu asta închei, riscul care este întrevăzut în acest punct de vedere al biroului permanent al Academiei este acela că se sfidează o realitate, o normalitate care constă în acea că școala are de secole întregi filozofia ei și aceasta nu poate fi eludată de dragul modernizării sau simplificării vieții. Școala nu trebuie redusă la o instituție de prestări de serviciu, cum ar decurge din aceste măsuri, dacă ar fi aplicate. Deci, instituție de prestări de servicii care livrează ocupanți de locuri de muncă robotizați și limitați. Poate cuvintele nu au încărcătură în ele însele, dar dacă stăm să ne gândim bine, sunt foarte, foarte importante. Deci școala, valabil și pentru învățământul superior, mă gândesc, nu trebuie redusă la o instituție de prestări de servicii care livrează ocupanți de locuri de muncă, de se adresează exclusiv pieței muncii, robotizați și limitați. Și acest proces presupune în abordarea care este incriminată în punctul de vedere la care mă refer, schimbări dese și mărunte ale cadrului sistemului de educație din România, care n-au ca finalitate decât crearea de dezordine, instabilitate și o pregătire precară, superficială și nepotrivită exigențelor lumii contemporane. Ideea care a vrut să o subliniez este faptul că dacă avem răgazul și răbdarea de a ne aplica asupra acestor lucruri, putem să sezizăm, cum spuneam la început, aceste filiere, canale prin care se încearcă insinuarea acestei reconsiderări a anomalității prin încărcătura ideologică a marxismului cultural. Mulțumesc!